Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre esențe în artă. Am doi invitați care mi-au făcut onoare, mi-au făcut cinstea să vină aici la Via Cluj TV. Este vorba de Ancuța Lăcrimioara Chiș, care este manager cultural, și de Florin Olari, care este un artist care a cunoscut o afirmare foarte spectaculoasă într-un domeniu foarte interesant, artă sacră, dar care astăzi ne propune o sublimare a esențelor artistice. În ce? O să aflăm chiar de la el. Mă bucur tare mult că sunteți prezenți aici la Via Cluj TV. Mulțumim pentru invitație. Vorbim de un eveniment, o expoziție care începe în 15 noiembrie. Unde anume? Expoziția va fi la Centrul de Cultură Urbană Turnul Croitorilor, în două galerii dintre cele dedicate expozițiilor temporare. Și va fi o expoziție deosebită tocmai pentru că mixează atât pictura cât și instalația. Și dacă vorbim de instalații, va fi o instalație sau vor fi mai multe instalații concepute din faguri de miere. Faguri de miere. Așa că arta antropică, dar și divinitatea vor conlucra foarte bine în această expoziție de artă contemporană. Vom vedea niște elemente extraordinare. Cu atât mai mult cu cât și albina are o semnificație deosebită în creștinism. Mai concret, ce vom vedea acolo? Vorbim de niște picturi, dar nu vor fi icoane. Nu vor fi icoane. De data asta, cel puțin. De data aceasta nu vor fi icoane. Vor fi mai multe lucrări și, cum spunea Ancuța, instalația respective, sau poate vor fi două, trei instalații, în funcție de ce ne permite spațiul, dar de data aceasta am încercat să mai intervenim cu elemente noi în această expoziție. De exemplu, ce pictură modernă, contemporană? Sau contemporană? Pentru că am simțit nevoia, după ce am pictat foarte mult în sfera sau înăuntru bisericii, simți cumva să continui mai departe pictura exprimându-te și în arta contemporană. E un soi de împlinire, două fețe ale aceleiași monede, din câte înțeleg. Nu se exclud una pe alta. Ar fi culmea. Doar că este o altă abordare grației picturii abstracte, arte contemporane, care ne ajută și ne conferă această posibilitate să ne exprimăm așa cum ne dorim. Din aceeași sursă provine, exact, să spunem așa, inspirația pentru cele două feluri de artă. Bun, dacă ne referim la această expoziție, cum s-a născut ideea de a aduce lucrările respective aici la Cluj? Păi ideea este de foarte mult timp. Practic am filtrat-o prin facultate, master la doctorat. A fost o temă care m-a preocupat încă din copilăria mea și an de an am muncit la această temă, încercând să o îmbunătățim și să transmitem privitorilor mesajul așa cum îl concepe un artist. O esență de mesaj, pentru că vorbim, din câte înțeleg eu, practic este vorba de o ieșire cel puțin temporară din canoane, pentru că pictura bizantină are niște canoane foarte rigide, foarte stricte pentru a păstra unitatea stilului. Și acum vorbim de o revărsare, adică de altfel de abordare. O altfel de abordare. Da. Care este perspectiva din care privim creația în această expoziție? Păi, leitmotivul este fagurile de miere. Și fagurile de miere, de fapt, dacă ar fi să mă raportez la Psio Dionis Areopagitul, care spune învățăturile lui Dumnezeu sunt la fel de dulci ca fagurile și mierea, pentru că au darul de a curăți și a păstra, lucrările au la bază cuvântul Domnului. Și pur și simplu în fiecare lucrare aproape se găsește acest fagurile de miere, dar în același timp îl găsim și în instalații.
cum spunea C.S. Lewis într-un titlu de lucrare celebră, creștinismul redus la esențe. Exact. Cât de greu este pentru un artist să facă această trecere de la o artă cu canoane foarte, foarte bine stabilită, arta bizantină, arta sacră, la ceea ce se întâmplă atunci când canoanele dispar și doar cerul este limita exprimării artistice? Depinde de preocupările lui. Orice pictor de biserici trebuie să aibă o pregătire, să fie filtrat prin un liceu de artă, o facultate, un masterat, doctorat. Și o și pregătire nu spirituală, pentru da, că nu, e echivalentul unei rugăciuni atunci când pictezi o icoană. Și nu trebuie neapărat să te limitezi doar la pictura bisericească și să nu te mai intereseze arta contemporană. Sau trebuie să devii un artist complex ca să înțelegi foarte bine lucrurile și alte exprimări ale artiștilor, să faci o sinteză și să te manifesti acolo, că este în biserică sau este pe pânză. Adică e foarte importantă cultura unui artist, indiferent ce pictează. Ar fi culmea să nu fie până la urmă. Este important să cunoaștem rădăcină, să cunoaștem contextul cultural în care creăm și ceea ce se întâmplă în lume. Da, corect. Expoziția va fi vernisată în data de 15 noiembrie. Am văzut că printre cei care au confirmat participarea se numără Preasfinția sa Benedict, care este episcop aici în cadrul Arhiepiscopiei Padovii, Feleacului și Clujului. Este episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Alături de preasfinția sa va fi și Eugen Savinescu, care este rectorul Universității de Arte și Design. Și un foarte bun cunoscător al artei, pe lângă funcția administrativă, exact. El reprezintă un nume fabulos pentru da, artă pentru și tot pentru cultura clujană. Înseamnă cultura clujană, dar curatoarea expoziției este Mira Marincaș, o altă tânără curatoare pe artă contemporană, pe fotografie, pe film și pe pictură. Din câte știu, ea este la Universitatea Sapienția, da, nu? Da, este la Universitatea Sapienția, predă însă și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, deci apropierea dintre aceste medii, care par cumva distorsionate, am spune. Doar pentru un necunoscător. Pentru un necunoscător, iată, se întâlnesc în această expoziție fantastică, pentru că tocmai de aceea am ales o expoziție de artă contemporană să reînvie spiritul acesta al expozițiilor de la Turnul Croitorilor și de la Centrul de Cultură Urbană, pentru că noi avem 6 centre pe care le coordonăm, dar la Casino și la Turnul Croitorilor se întâmplă expozițiile cele mai spectaculoase, dar nu trebuie să uităm că la Turnul Pompierilor Florin Olari a expus lucrări din artă, de artă, și s-a bucurat de mare succes pentru că este culmea cel mai vizitat loc din Cluj, astfel încât prima expoziție care s-a desfășurat la Centrul de Cultură Urbană Turnul Pompierilor a fost aleasă expoziția lui. Ceea ce e foarte, foarte frumos. Da, este deosebit. Dar și simbolic, nu? Arta care merge în bastioanele de apărare ale vechii cetății a Clujului ca să apere esența ceea ce suntem, nu? Da, am putea să ne gândim și așa. Da, frumos spus și îmi place faptul că abordează foarte bine trecerea de la arta bizantină la această artă contemporană cu accente suprarealiste, cu nuanțe extrem de puternice. Deci este diferit față de ceea ce suntem obișnuiți să vedem în pictura lui bisericească, pentru că el are în Cluj 2 biserici pictate. Să le și spunem care sunt. Păi, în primul rând, nu sunt finalizate. Da, poate mai mult, o să vedem exact, art in progress. N-am zis work in progress, art in progress. Vorbim despre biserica din Făget, cu hramul Soborul Maicii Domnului. Biserica Ortodoxă, cea greco-catolică, are înălțarea Sfintei Cruci. Da. Da. Și biserica de pe strada Dâmboviței, Sfântul Mihail. Da, apropo, la mulți ani, pentru că n-au trecut prea multe ore de când s-a încheiat sărbătoarea de Sfântul Mihail. Vorbim de o expoziție care începe
de 15 noiembrie, nu cam pe când începe și postul da, în calendarul bizantin. Da, din 14 începe postul, da. 15... Și se încheie în data de 29 în ajunul sărbătorii de Sfântul Andrei. Da. Da. Iată două repere foarte, foarte interesante. Cum poate să fie vizitată expoziția? Există o taxă de intrare? Nu, intrarea este liberă, programul este generos, este deschis zilnic la turnul croitorilor de la 10 la 20, astfel încât publicul clujan și nu numai, pentru că noi suntem într-un circuit turistic național și internațional, se vor bucura de a vedea aceste picturi și instalații fantastice și nu doar că se vor bucura vizual, olfactiv, tactil, acei faguri sunt impresionanți. Cred că oricine va fi plăcut impresionat să vadă cum arată atât munca unui artist, cât și munca unei albine sau a mii de albine puse într-un context artistic. Vă mulțumesc tare mult pentru participare la această emisiune. Atunci nu ne rămâne decât să testăm și să onorăm această invitație. Mulțumesc tare mult, prieten, vă mulțumesc și vouă, ne vedem pe net.